Se iau picătură de sânge de la cel care trebuie diagnosticat, se pune acolo pe biosenzor. În momentul în care există o afecțiune de tip pancreatită, sângele conține niveluri foarte înalte dintr-o enzimă, tripsină. Așa se numește ea. Enzimele sunt un fel de foarfece molecular. Ei rup moleculele de proteine, de exemplu, în bucățele mai mici. Ei bine, această tripsină interacționează cu proteinele și cu gelul de acolo și se produc, niște reacții biochimice. În următoarea etapă se pun câteva picături de hidroxid de sodiu în locul în care a fost picătura de sânge. Ei bine, numai în acel loc și numai dacă există niveluri ridicate de tripsină în sânge, picăturile de hidroxid de sodiu străpung practic zona aceasta a gelatinei, apoi corodează un electrod și stabilesc un contact electric. Procesul durează foarte puțin, după care, dacă nivelul de tripsină este ridicat, au loc aceste procese pe care vi le-am schematizat eu foarte repede și se aprinde LED-ul. Întreg dispozitivul costă foarte puțin, sub un dolar, dar ar putea să fie un soi de laborator care poate să fie la îndemâna oricui, cu ajutorul căruia să se poată semnaliza prezența tripsinei în cantități mari în sângele unui pacient și pentru ca mai apoi să se poată trece la tratamentele care se impun. E un fel de, cum să zic eu, echivalentul unui detector de fum. Trage semnalul de alarmă, nu vindec. Dar semnalul de alarmă îl trage și medicul poate să ia măsurile care se cuvin. Pot să revin în cadru? Vedeți, dragii mei prieteni, o soluție simplă. Un biosenzor sună senzațional, sună complicat. Nu. Toate componentele sunt la îndemâna oricărui laborator specializat în biochimie. Îmi place genul ăsta de realizări, pentru că, știți, fac o analogie aici și cu softurile de calculator. Îmi plac alea care sunt mai elegante, care necesită un volum de muncă al procesorului mai mic. În general, nu sunt specialist în programare, dar am senzația că, profitându-se de puterile sporite ale procesoarelor, vitezele sporite de comunicare între procesor și memorie, se neglijează cumva optimizarea, se neglijează cumva simplitatea. Poți rezolva aceeași problemă și folosind un super algoritm, nu știu câte mii de pași, dar interesant e să-ți folosești ceva care se află aici, sub cutia craniană, și să faci lucrurile în pași mai puțin. Același lucru e valabil și aici. O soluție simplă, dar deosebit de eficace. Pentru a treia știre, ne mutăm cumva în zona militară, pentru că Departamentul de Cercetări al Armatei Americane tocmai a dat publicității un nou tip de, cum să zicem noi, de sistem de supraveghere a cerului. Am folosit mai degrabă o formulă jurnalistică. Dar haideți să vedeți despre ce e vorba. Știți că ne confruntăm în momentul de față cu o sumedenie de deșeuri spațiale care se învârt în jurul Pământului. Ele pun în pericol atât sateliții militari, de care depinde, nu-i așa, securitatea Statelor Unite, dar același pericol îl prezintă aceste deșeuri și atunci când este vorba despre sateliți civili sau despre obiecte care adăpostesc oameni, cum ar fi Stația Spațială Internațională.
E bine, toate aceste deșeuri spațiale, care pot să fie de la mărimea unui grăunte de nisip până la, eu știu, bucăți mai mari din ce au rămas din sateliții care au fost trimiși pe orbită cu multă vreme în urmă. Deci toate acestea trebuie supravegheați pentru a se putea evita eventualele amenințe. Din acest motiv, Departamentul de Cercetări al Armatei Americane, DARPA, a lansat un proiect care, iată, tocmai s-a materializat, realizarea unui nou tip, un nou model de telescop. Acest telescop ajută să se monitorizeze mai bine aceste deșeuri spațiale despre care v-am vorbit mai devreme. Și până acum, tot cu telescoape aflate pe Pământ, se făcea aceste observații, dar observațiile erau foarte dificile. E ca și cum ai privi cumva printr-un pai din acela cu care se beau băuturile răcoritoare cerul, încercând cumva să faci un ansamblu, o imagine mai mare. Acest tip de telescop are calitatea de a urmări, de a putea supraveghea o zonă mai mare din cer. Și un alt lucru important și interesant la acest telescop este montura telescopului, care este una extrem de rapidă. Obiectele acestea, deșeurile acestea spațiale, se mișcă relativ repede pe bolta cerească și pentru a putea să fie urmărite, telescopul însuși trebuie să se miște destul de rapid. Avem de-a face cu un telescop care are oglinda de 3 metri și jumătate, deci un telescop masiv. Pentru a sesiza, pentru a detecta obiectele care sunt observate, se folosește un model nou de CCD, deci chestiile de tipul celor pe care le aveți și dumneavoastră în camerele foto, de exemplu. Bineînțeles, aici avem niște CCD-uri specializate care, mai mult decât atâta, sunt așezate cumva pe o suprafață curbă și din acest motiv, deși diametrul oglinzii principale este de 3 metri și jumătate, lungimea telescopului este relativ mică. Cei de la DARPA spun că acest nou telescop de supraveghere a deșeurilor spațiale poate să facă într-o singură noapte de observații mai multe, să poată obține într-o noapte de observații mai multe rezultate decât s-ar fi obținut prin sistemele clasice timp de săptămâni sau chiar luni de zile. Este evident, dincolo de aplicațiile militare, așa cum am spus mai devreme, există și aplicații civile ale unor asemenea telescoape. Și aici aștept să văd care sunt evoluțiile viitoare. Vreau să văd dacă asemenea telescoape vor fi folosite și pentru a monitoriza și alte tipuri de amenințări care sunt prezente în spațiul cosmic. Nu cred că exact acest tip de telescop ar putea fi folosit, dar ceva similar ar putea fi dezvoltat pentru urmărirea asteroizilor, pentru supravegherea asteroizilor. Pentru că asteroizii nu sunt ei neapărat un pericol, dar din când în când au niște traiectorii de-astea mai ciudate. Se întâmplă că mai lovesc Pământul. S-a întâmplat acum 68 de milioane de ani și dinozaurilor nu le-a fost prea bine. Dar, cum o spun de fiecare dată, eu cred că avem în momentul de față tehnologia care să ne ajute să înlăturăm amenințările pe care le reprezintă asteroizi. Ultima știre, n-aș ști cum să o cataloghez. Aș zice că mai degrabă este din zona nanotehnologiei. Nanotehnologia care folosește un virus. Ce vedeți dumneavoastră, acel 8, forma aceea de 8 din dreapta jos a imaginii, este chiar un virus. Vedeți apoi că din acel virus sunt niște chestii
hai să le zicem noi, că ar fi de culoare, pe ecranul meu sunt cian, dar acolo, cum le văd eu, e un fel de lila, așa. Acestea sunt niște peptine care sunt atașate de acest virus. Remarcați aici niște forme care sunt familiare celor care se ocupă de zona aceasta a nanotehnologiilor. Era vorba despre niște nanotuburi de carbon. Sper că aveți acum imaginea dumneavoastră în minte, pentru că iată ce au făcut cercetătorii de la MIT. Ei au reușit să mărească randamentul unor panouri solare, unor panouri fotovoltaice, utilizând aranjamentul pe care l-ați văzut dumneavoastră mai devreme. Panourile fotovoltaice au o problemă. Cum extragi curentul electric din ele să-l trimiți către sursă? Poți folosi pentru transportul curentului electric aceste nanotuburi de carbon. Numai că atunci când le pui tu direct pe panoul fotovoltaic, apar niște probleme. În primul rând, când le fabrici, apar două tipuri de nanotuburi de carbon, unele care au un caracter, să zicem noi, metalic, care se comportă ca firele obișnuite de cupru, să zicem, și altele au caracter de semiconductor. S-au constatat că mai bune pentru a fi folosite în zona panourilor fotovoltaice sunt cele care au caracter semiconductor. Cum le selectezi? Cum le alegi? Cum faci ca să n-ai așa o înghesuială de nanotuburi de carbon pe o anumită suprafață? Cum faci să țintești punctul în care ai nevoie? Păi e foarte simplu în aranjamentul celor de la MIT. S-a folosit practic un virus modificat genetic. Este un virus care infectează bacteriile. Încercam să găsesc numele virusului, dar M13 se numește acest virus, modificat genetic. Ei bine, de el se atașează în mod firesc, se autoasamblează nanotuburile de carbon, după care mai urmează o mică șmecherie făcută acestui virus, care are face conexiuni foarte bune cu o anumită componentă a acestui tip de panou solar, componentă care este făcută din bioxid de titan. Ei bine, v-ați dat seama, explicație complicată, mi-ar fi prins bine și un film. Ei bine, cu acest aranjament, deci gândiți-vă, folosim un virus ca să creăm niște panouri fotovoltaice mai eficient. Ei au reușit să crească randamentul cu 30% a unor panouri bazate pe bioxid de titan. Asta 30% înseamnă foarte mult. Tehnologia este relativ simplă, pentru că ce ați văzut dumneavoastră mai devreme este solubil în apă. Practic o soluție apoasă care conține virus și respectiv și nanotubură de carbon, întreaga imagine pe care ați putut-o vedea mai devreme. Deci o asemenea soluție se dă pe suprafața panoului solar și în felul acesta ai găsit o cale de a prelua electronii produși în urma efectului fotoelectric pentru a-i duce către consumatori. Iarăși, mi s-a părut o realizare ingenioasă, o realizare spectaculoasă. Și mi-a mai plăcut foarte mult și faptul acesta, de panouri solare se ocupă inginerii, fizicieni. Dar dintr-o dată ai nevoie și de niște biologi care să te ajute în realizarea obiectivelor pe care ți le-ai propus. Lucruri interesante sunt în zona aceasta a științei. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune, uitați, îmi frâng și hârtiile. Mă avea multe a vă spune, dar nicio problemă. Vă spun săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.